O femeie îmbrăcată sărăcăcios a intrat într-un magazin. Părea obosită. S-a apropiat umilă de proprietar și l-a rugat dacă poate să ia câteva alimente. Ea explica că soțul ei era bolnav și incapabil să lucreze. Aveau 7 copii și aveau nevoie de mâncare. Proprietarul a dat-o afară din magazin. Ea l-a implorat, gândindu-se la familia ei. Vă rog, domnule, vă aduc banii cât de repede pot. Proprietarul i-a spus că nu are încredere în ea, pentru că nu avea cont deschis în magazinul lui. Un client a auzit toată discuția și a spus că el va plăti mâncarea femeii. Văzând atitudinea clientului, proprietarul a întrebat-o dacă are o listă de cumpărături. Da, domnule, am, a răspuns femeia. Bine, pune lista pe balanță și cât cântărește, îți voi da valoarea în alimente. Femeia a ezitat pentru un moment, surprinsă de moment. Apoi a scos din geantă o foaie de hârtie și a scris ceva pe ea. A pus cu grijă hârtia pe balanță. Clientul și proprietarul păreau să se amuze. Unul dintre brațele balanței s-a înclinat și a rămas așa. Proprietarul cu ochii cât cepe le-a spus. Nu pot să cred așa ceva. Clientul zâmbea în timp ce proprietarul punea alimente în cealaltă parte a balanței. Brațul balanței nu se ridica, astfel că punea din ce în ce mai multe alimente până când balanța n-a mai rezistat. Proprietarul se uita foarte urât, a luat foaia de pe celălalt braț al cântarului să vadă ce scrie pe ea. Nu erau liste de cumpărături, ci o rugăciune. Doamne, Tu știi nevoile și lasă asta în mâinile Tale. Proprietarul i-a dat alimente fără să mai scoată un cuvânt. Mai târziu, acesta a văzut că brațele cântarului erau rupte. Doar Dumnezeu știe cât de mult cântărește o rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să ne punem toată încrederea în El. Amin.